Religia ca materie de examen la bacalaureat? De ce vor asta cultele religioase în frunte cu Biserica Ortodoxă Română? Ca să-și asigure noi generații de clienți, fără de care gotporația ar da faliment. Abordarea contondentă este marca înregistrată a jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Ne-am obișnuit deja cu stilul direct de abordare al cunoscutului om de presă. Dar până la urmă, are sau nu are dreptate? Așa cum suspectează jurnalistul, bisericile au desigur și interese temporare. Și poate nu puține. Dar jurnalistul este consecvent cu el însuși în poziția constant critică la adresa bisericii, uneori și dacă trebuie și dacă nu trebuie, aruncând în derizoriu și credința în Dumnezeu și motivațiile, poate de cele mai multe ori, sincere. Poziția publică a 12 culte religioase din România cu privire la introducerea la bacalaureat a materiei religie ca opțiune a stârnit o nouă furtună mediatică. Iar societatea și-a exprimat imediat diversitatea atât în înțelegerea contextului, cât și în ce privește interesele imediate. Bineînțeles, politicienii, asociațiile civile, organizațiile elevilor și cele ale părinților nu puteau lipsi din peisaj. Unii au crezut că pot prinde un val de popularitate, mai ales politicienii, și și-au exprimat acordul imediat, afirmând că nici măcar nu este nevoie de un studiu de impact. O introducem și gata. Unii elevi, simțind posibilitatea de a lua o notă mare la o materie ușoară, au susținut-o și ei. Alți elevi însă au respins-o imediat. La fel au reacționat și o parte importantă a părinților și unele ONG-uri care militează de ani de zile pentru scoaterea religiei ca materie din programa școlară. La inițiativa Federației Naționale a Părinților a fost lansată invitația de a participa la un sondaj pe site-ul edupedu.ro. Peste 40.000 de părinți au participat la sondaj. O majoritate de 68% susține că introducerea unei noi probe, chiar opțională, ar fi o greșeală. Dacă vorbim strict de introducerea religiei ca examen la bacalaureat, 39% dintre părinți sunt de părere că doar elevii care au profil vocațional teologic ar trebui să susțină proba la această materie. În același timp, un procent de 30% dintre părinții respondenți au susținut vehement că religia ca materie de bacalaureat pentru toți elevii, indiferent de profil, e o idee proastă, deci împreună 69%. Nu știau cultele religioase că această inițiativă urma să stârnească noi discuții? Noi credem că da, totuși, aici onestitatea bisericilor n-ar trebui suspectată. Ele sugerează atât elevilor credincioși să opteze nesilit pentru examen, materia religioasă denominațională, cât și elevilor neinteresați de religie să-și aleagă materia preferată. Dar faptul că se pasează de la familie și biserică la școală responsabilitatea pe care o poruncește Biblia, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, arată atât slăbiciunea și neputința celor din tâi, cât și impasul în care a ajuns influența bisericii în societate. Aceasta ar trebui să le dea de gândit cultelor religioase mai mult decât găsirea unei soluții de avarie. Desigur, a ține educația religioasă în familie, în biserică și în școlile de profil religios pentru a respecta principiul separării bisericii de stat este calea mai bună. Dar, pentru aceasta, familia și biserica trebuie să-și recâștige cu modestie, cu seriozitate și cu o profundă moralitate rolul de educator spiritual al societății, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă vrei să cunoști poziția Bibliei cu privire la acest subiect, urmărește Top 7 lucruri din Biblie despre educația religioasă. Succes la BAC!